În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Dragi tineri, iubiți credincioși, iubiți cinstitori ai Maicii Domnului de la Cacica, Domnul ne-a dăruit și anul acesta bucuria de a veni la Cacica pentru a o cinsti, a-i mulțumi și a o implora din nou pentru a împlini visurile și așteptările noastre. La această sfântă liturghie suntem împreună cu păstorul diecezei noastre, Iosif Păuleț, căruia îi urăm bun venit în mijlocul nostru. Ne unim în rugăciune toți, tineri, persoane consacrate și toată suflarea, purtând în inimi frământările noastre, familiile noastre, proiectele noastre de viitor, vocația noastră la viața consacrată. Prezentăm în fața Maicii Preasfinte intențiile personale pe care le purtăm în inimile noastre. Să ne deschidem inimile, ca această celebrare să ne apropie mai mult de Sfânta Fecioară Maria, modelul tinerilor, care să ne conducă la Fiul ei, Iisus, pentru ca de la El să învățăm să creștem în înțelepciune, în credință și în har. Fraților, să ne recunoaștem cu umilință păcatele, ca să luăm parte așa cum se cuvine la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
Dumnezeule, privind la smerenia fericite Fecioare Maria, Tu ai înălțat-o la harul de a-L naște după trup pe Fiul Tău unul născut, iar astăzi ai încununat-o cu gloria neasemuită. Dă-ne și nouă pentru rugăciunile ei, ca mântuiți prin taina răscumpărării tale, să ne învrednicim a fi părtași de gloria cerească. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din ținutul lui Beniamin. Cuvântul Domnului a fost către mine zicând: mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoșteam. Mai înainte de a fi ieșit din pântece, te-am consacrat și te-am pus profet pentru popoare. Dar eu am spus: ah, Doamne Dumnezeule, iată, eu nu știu să vorbesc, pentru că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis: nu spune, sunt un copil, căci vei merge la toți, la cei care te trimit, și vei vorbi tot ceea ce îți voi porunci. Nu-ți fie teamă dinaintea lor, căci eu sunt cu tine ca să te scap, oracolul Domnului. Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Domnul mi-a zis: iată, am pus cuvintele mele în gura ta. Vezi, te stabilesc astăzi peste popoare și peste domnii, ca să smulți și să dărâmi, să distrugi și să dobori, să construiești și să plantezi. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! O făptură atât de minunată. Te laud, Doamne, pentru că ai făcut o făptură atât de minunată. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști, știi când mă așez și când mă scol, pătrunzi de departe
Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte, spre înfiere, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. În El, în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte, după planul aceluia care lucrează toate, după hotărârea voinței sale, ca noi, care mai înainte am sperat în Hristos, să fim spre lauda gloriei sale. Cuvântul Domnului. Preamăresc pe tine, Părinte, Stăpânul cerului și al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăției tale. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har! Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămesli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare. Va fi numit Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său. Și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria
a spus către înger, cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus, Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus, Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Preasfinția voastră, monseniore, preacucernice părinte provincial, preacucernice părinte decan, preacucernice părinte rector al sanctuarului, cucernici părinți, dragi tineri, dragi seminariști și iubiți credincioși. Când am pregătit predica pentru această liturghie, m-am gândit la o temă care să fie reprezentativă pentru cei pentru care celebrăm această liturghie, și anume tinerii, seminariștii și persoanele consacrate. Și m-am gândit că tema cea mai potrivită ar fi vocația sau chemarea. Vedeți, noi avem tendința de a utiliza termenul vocație doar pentru persoanele consacrate, pentru preoți. Dar în realitate, Dumnezeu adresează fiecărui om în parte o chemare, fiecărui om fără excepție. În această predică voi face referință în special la tineri sau voi dialoga cu tinerii. Dar tineri sunt și seminariștii cei mai mulți și persoanele consacrate cu siguranță se vor regăsi în ceea ce voi spune aici. Dar de fapt, mesajul meu aș vrea să ajungă la toți. Aș porni de la ideea că tinerețea este o perioadă minunată în viața omului. Energie, vitalitate, originalitate, spontaneitate, creativitate, speranță pentru viitor, sunt toate elemente care definesc vârsta tinereții. Dar tinerețea adevărată este și vârsta căutării, e vârsta întrebărilor și vârsta marilor decizii. Evident că sunt tineri care nu-și pun întrebări și nu-și fac planuri pentru viitor. Cineva spunea odată, cine nu a decis nimic, și se referea la tineri. Cine nu a decis nimic, a decis să nu facă nimic în viața lui. Vedeam zilele trecute o știre despre tineri, de la mare, mare și soare. Un tânăr destul de tulbure așa la privire cumva și nici prea bine alcătuit sufletește, cel puțin așa mi s-a părut, a fost întrebat de reporter, cum e la mare? Și a zis, e foarte mișto la mare. Apa mării, soare, prieteni, distracție, fetițe. Mă gândeam așa, oare viața
se definește doar prin distracție, chefuri nebunești, băieți, fetițe, ceva prafuri, alcool, adrenalină, viteză? Sau poate viața înseamnă ceva mai mult decât atât? Un tânăr autentic și responsabil se întreabă, ce este viața? Are viața mea un sens sau totul este un joc al întâmplării? Ce am de gând să fac din viața mea? Am eu un plan de viață? Ce fel de persoană vreau să devin? Am niște repere în viața mea, niște modele după care mă călăuzesc? Depinde totul de mine sau mai depinde de altcineva sau de altcineva cu A mare? Din perspectiva credinței creștine, o viață cu adevărat împlinită este rodul unei profunde conlucrări dintre om, persoana umană și Dumnezeu. Dumnezeu ne adresează o chemare fiecăruia, iar cine urmează această chemare va avea o viață împlinită. Haideți să vedem două exemple din Sfânta Scriptură. În prima lectură, Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia, profetul. Ieremia era un copil, un adolescent, probabil. Și într-o zi Dumnezeu îi spune, mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoșteam. Ieremia putea să-i spună foarte tare asta, Doamne, deci nici nu existam în sânul mamei și Tu mă cunoșteai? Dumnezeu zice, da, eu te cunoșteam. Extraordinar acest lucru. Și mai spune, mai înainte de a fi ieșit din pântecele mamei, te-am consacrat și te-am pus profet pentru popoare. Vedeți, Dumnezeu a avut un plan cu Ieremia înainte ca Ieremia să fi existat. Este extraordinar acest lucru. Al doilea exemplu, Maria din Nazaret, din Evanghelia de la această liturghie. Când Maria a primit vocația, avea 14-15 ani. Vocație la 14-15 ani. Fetele se maturizau mult mai rapid în vremurile acelea. Nu era școala, dădăceala de astăzi, cocoloșala părinților. Viața era dură și oamenii se maturizau mai repede. Dar într-o zi Domnul îi apare tinerei Maria, care era în fața marilor alegeri și îi spune, bucură-te o plină de har, Domnul este cu tine. Și continuă, ai aflat har la Dumnezeu, vei zămisli și vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. Ce înseamnă aceasta, vei avea har la Dumnezeu? Ai aflat har la Dumnezeu. Asta înseamnă Dumnezeu vrea să-ți facă ție o favoare extraordinară. Dumnezeu a gândit pentru tine un plan măreț. Și Dumnezeu vrea ca tu să accepți planul acesta. Fraților, așa cum Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia, așa cum a chemat-o pe Maria, Dumnezeu ne cheamă pe unul fiecare dintre noi și a gândit pentru fiecare dintre dumneavoastră în parte un plan măreț și frumos. Suntem noi conștienți de asta? Cardinalul englez John Henry Newman, care a fost canonizat de Papa Francisc anul trecut în luna octombrie, spune un lucru extraordinar și considerați cuvintele acestea scrise pentru dumneavoastră în parte. El spune așa, Dumnezeu m-a creat pentru ca să îndeplinesc pentru El o anumită slujire. Dumnezeu mi-a încredințat o lucrare și mi-a încredințat-o mie, nu altuia. Eu am o misiune, spune cardinalul. Poate că nu o înțeleg cu totul în lumea aceasta. Mi-o va spune Domnul în lumea viitoare. Și totuși, eu sunt necesar pentru scopurile sale, așa cum este necesar un arhanghel în locul său. De fapt, dacă eu voi rata misiunea,
El poate să ridice pe un altul, așa cum poate să facă din pietre fii ai lui Abraham. Și totuși, eu sunt o parte din această imensă lucrare. Eu sunt un inel într-un lanț, un element de legătură între oameni. Dumnezeu nu m-a creat pentru nimic. Eu trebuie să fiu bun și să împlinesc lucrarea sa. De aceea voi fi un înger al păcii, un predicator al adevărului în locul în care trăiesc. Chiar fără să știu asta, numai să împlinesc poruncile sale și să-L slujesc. Și să-L slujesc prin chemarea mea. Un alt om luminat, Robert Spemann, un filozof creștin german, într-o carte a sa se întreabă: este Dumnezeu o idee a noastră sau mai curând noi suntem o idee a lui Dumnezeu? Evident, răspunsul este clar. Fiecare om este un gând al lui Dumnezeu. Tu ești un plan al lui Dumnezeu. Tu ocupi un loc în gândul lui Dumnezeu și Dumnezeu a gândit pentru tine o lucrare extraordinară. Apostolul Paul, marele cunoscător al sufletului uman, spunea în cea de-a doua lectură de astăzi: Dumnezeu ne-a ales mai înainte de întemeierea lumii. Deci nici nu era lumea întemeiată și Dumnezeu se gândise la noi, la unul fiecare dintre noi. Ne-a rânduit mai dinainte, spune Paul. Ne-a făcut cunoscut misterul voinței sale. În limba greacă, mysterion înseamnă plan sau proiect. Și am fost rânduiți după planul aceluia care lucrează toate. Fraților, dar cum vine asta cu chemarea și chemările? Dumnezeu cheamă așa tot felul de chemări. Fraților, Dumnezeu nu l-a chemat, de exemplu, pe Iuda ca să-l trădeze pe Iisus. Nu, Dumnezeu nu putea face asta. Și Dumnezeu nu cheamă pe nimeni să fie, de exemplu, corupt sau criminal sau trădător sau curvă sau traficant de persoane sau dealer de droguri sau înșelător sau mincinos sau hoț și așa mai departe. Toate aceste vocații, cu ghilimele, toate aceste vocații vin de undeva de mult mai jos, vin de la Satana. Dumnezeu ne vrea întotdeauna demni, ne vrea adevărați, ne vrea corecți și ne vrea cu demnitate. Ascultați cuvintele unui poet și filozof persan numit Sanai, un personaj interesant din lumea islamică, dar care gândește foarte mult în privința aceasta în spirit biblic. Acest Sanai a dus la un moment dat o viață discutabilă și a avut o spectaculoasă convertire. Ascultați ce spune acest om și faceți un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă la momentul în care niciunul dintre dumneavoastră nu existați. Da, eu sunt din 68, uite, îmi imaginez 67, 66, nu contează. Spune așa, Sanai: înainte ca tu să apari în existență, cineva mai mare decât tine și de dragul tău a pus la oaltă cauzele care au purces la formarea ta. Este extraordinar acest lucru. Da? A pus împreună niște cauze. Prin puterea sa creatoare ți-a dat o însărcinare, căci harul său a făcut din tine un instrument al expresiei de sine. Tu ai fost făcut pentru lucrare și o mantie de cinste este croită și pregătită pentru tine. De ce să te mulțumești cu zdrențe? Fraților, Dumnezeu ne cheamă pe toți să trăim în adevăr și în dreptate. În viziunea iudaică, cu orice om care se naște în lume vine ceva nou, care nu a mai existat, vine ceva prim și unic, cu unul fiecare dintre noi. Fiecare în Israel, spun rabinii, are obligația de a recunoaște și a considera că el este unic în lume,
în felul lui și că în lume nu a mai existat niciun om identic cu el. Dacă ar fi fost deja un om pe lume identic cu el, el nu ar mai avea motiv să existe în această lume. Orice om este un lucru nou pe lume și trebuie să ducă la îndeplinire propria sa natură în această lume. Vă întreb, fraților, pe toți care sunteți aici sau care ne urmăriți prin mijloacele de comunicare, recunoști tu în tine această unicitate? Recunoști unicitatea ta? Înțelegi tu chemarea pe care ți-a adresat-o Domnul ție personal și nu altuia? Rabbi Susia, când era pe punctul de a muri, a exclamat: în lumea viitoare nu mi se va cere de ce nu ai fost Moise. Mi se va cere, în schimb, de ce nu ai fost Susia. Mă gândeam la episcopul nostru Iosif Păuleț. În lumea viitoare, preasfințite, Dumnezeu nu o să vă întrebe de ce nu ați fost episcopul Petru Gergel. De ce nu ați fost episcopul, arhiepiscopul Robu Ioan? Ci vă va întreba de ce nu ai fost episcopul Păuleț Iosif. Dar mă întreb și despre mine. Dumnezeu nu mă va întreba de ce nu ai fost Raymond Brown, celebrul biblist american, sau de ce nu ai fost Bulai Alois, minunatul nostru părinte biblist. Ce mă va întreba de ce nu ai fost Iosif Antili, cel pe care l-am gândit și l-am imaginat eu. Și Dumnezeu te va întreba așa pe fiecare. De ce nu ai fost Liviu? De ce nu ai fost Vasile? De ce nu ai fost, nu știu, Andreea? De ce nu ai fost Mihaela? De ce nu ai fost Ioan? Cel pe care l-am gândit, l-am imaginat eu din veșnicie. Le spun mai ales celor tineri, sfătuiți-vă, dragi tineri, cu oameni înțelepți. Mă gândesc la prietenie, ce important este să înțelegi că există prietenii care te înalță și prietenii care te distrug. Acum câțiva ani în urmă am întâlnit în Irlanda, eram undeva într-o parohie și preotul mi-a zis: o să vină un profesor din Italia cu niște studenți. Bun. Îmi imaginam că sunt pe la o facultate înaltă cei doi studenți. Când au intrat, unul dintre ei zice: I'm Marco. Marco era italian, celălalt zice: I'm Ionuț. Era român. La ce facultate studiau? Închisoare. Erau în închisoare, erau minori, condamnați pentru tâlhărie cu cuțitul, au amenințat oameni și le-au furat lucrurile, au fost condamnați la închisoare și acum erau parte dintr-un program de reintegrare socială. Mă uitam la acel copil Ionuț, minor, am mers undeva cu ei și cu preotul, cu oaspeții pe malul oceanului și a scris acolo pe nisip: te iubesc, mama. Acest Ionuț, după vreo 2 ani, mergea, nu știu, împlinise 19 ani, ceva de genul acesta, era șofer și a murit într-un accident tragic cu mașina, cu prietenii lui. Mă gândeam ce înseamnă o prietenie bună, autentică. Îmi spunea o studentă de la Iași, acum câțiva ani în urmă, că avea o colegă cu o comportare creștină ireproșabilă, o colegă demnă în îmbrăcăminte, în vorbire, în purtare, în atitudine. Colegele ei căutau din toate forțele să o determine să cadă. Tu de ce nu faci chestiile alea? De ce nu zici și tu o înjurătură să fii ca noi? De ce nu te îmbraci cum ne îmbrăcăm noi? De ce, fraților, oare ne deranjează oamenii care se poartă cu demnitate și au principii creștine? Atenție de asemenea la standarde și la modelele de viață.
Am auzit la un radio zilele trecute o istorie simpatică în felul ei. Un șofer, mă rog, un bărbat, mergea cu mașina și a luat la ocazie un adolescent ceva, un copil. Și și-a dat seama imediat că acel copil lăsase școala, nu era dus la școală. Și a zis, de ce nu mergi la școală? Și copilul i-a dat ceva, o explicație. Dar după aceea îi zice copilul, nenea, dar văd că nici matale nu ești dus prea mult la școală. Și ăsta zice, de ce îmi spui asta? Păi se vede după mașină. Dacă erai dus la școală, nu aveai o mașină așa scumpă și frumoasă. Vedeți, uneori presa, mass media, pune în evidență vedete de carton, fără valoare, și dă ideea că poți să devii cineva bogat, mașină tare și toate aceste lucruri, fără prea multă școală, învățătură, străduință. Este suficient să fii orientat, șmecher, isteț. Da, mă gândesc de asemenea la tineri, sfătuiți-vă mai des cu Dumnezeu, cereți-i lui Dumnezeu să vă lumineze viața și să vă arate drumul pe care trebuie să mergeți. Că dacă nu vă sfătuiți cu Dumnezeu, lucrurile nu rezultă prea bine. Ascultați istoria unui broscoi care a sunat la un medium ca să-i spună viitorul. Și mediumul, adică, mă rog, cel care dă oracole din astăzi, ghicește viitorul, i-a zis așa, peste 3 săptămâni o să faci cunoștință cu o blondă superbă, cu ochi albaștri, o minunăție. Da, a zis broscoiul făcând ochii mari, îi sticlau deja ochii. Și zice, și unde o să o întâlnesc? Și mediumul i-a zis, în laboratorul de biologie, la lecția despre disecție. Gândiți-vă bine, dragi tineri, când, nu știu, vă gândiți la căsătorie, cum vă alegeți, nu, soțul, soția. Mă gândesc la un exemplu pozitiv de data aceasta, despre o tânără altruistă care spune că nu se ruga niciodată pentru ea. Ea se ruga mereu pentru alții și îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, ajută-o pe mama, ajută-l pe tata, ajută-l pe bunicul, ajută-o pe prietena mea și te mai rog ceva, dă-i mamei un ginere frumos. Ce ziceți de așa o rugăciune? Nu trebuie să te rușinezi, să-i ceri Domnului să-ți arate care este persoana potrivită pentru căsătorie, dacă vrei să reușești în viață. De aceea spun, sfătuiți-vă cu Domnul și iubiți prietenia cu Dumnezeu. Niciun om nu poate experimenta armonia interioară și pacea interioară dacă nu-L iubește pe Dumnezeu și nu se sfătuiește cu Dumnezeu. Meditați bine la alegerile pe care le faceți în viață. Pentru că alegerile pe care le faceți acum, în perioada tinereții, sunt absolut decisive pentru viitoarea voastră evoluție. Și mai spun un lucru important, mi se pare mie, despre maturitate. Am auzit undeva o definiție a maturității care mi se pare extraordinară. Vedeți, sunt oameni care pe la 40 de ani zic, dole, mă despart. Sau, nu știu, abandonez un drum, să spunem, de urmare a Domnului, da, de viață consacrată, sau, mă rog, spun așa. Pentru că spun ei, acum la 40 de ani, acum sunt matur și înțeleg. Atunci aveam 20 de ani. Ce pricepeam eu la 20 de ani? Iată ce spune definiția asta a maturității. Spune că maturitate înseamnă să respecti și la 40 de ani, și la 50 de ani, și la 60 de ani, și până la sfârșitul vieții tale, ceea ce tu ai decis atunci când aveai 20 de ani. Asta este maturitate în viață, fraților. Mă apropii de încheiere și vă spun o parabolă dintr-o evanghelie apocrifă, numită Evanghelia lui Toma, care conține unele materiale destul de apropiate de spiritul evangheliilor canonice. Ascultați această istorie pentru că are o învățătură profundă. Spune așa această Evanghelia lui Toma.
că Iisus a spus: împărăția Tatălui se aseamănă cu o femeie care purta un ulcior plin cu făină și umbla pe un drum îndepărtat. S-a spart toarta ulciorului și făina s-a vărsat pe drum în urma ei. Ea nu știa că se întâmplase așa ceva și nu și-a dat seama de acest lucru. Când a deschis ușa și a intrat în casa ei, a pus ulciorul și l-a găsit gol. Această parabolă are două interpretări. Eu vă voi oferi interpretarea pozitivă, care spune că, de fapt, acest ulcior este sufletul nostru. Sufletul nostru. Făina din ulcior reprezintă valorile Evangheliei, pe care, iată, dacă vorbim de persoanele consacrate, trăiesc în mod atât de frumos valorile Evangheliilor, le poartă acolo ca o comoară în inima lor. Spargerea toartei ulciorului și împrăștierea pe drum a făinii poate simboliza comunicarea acestor valori ale împărăției. Pentru că dacă noi avem în sufletele noastre valorile Evangheliei, prin trecerea noastră prin lume, chiar fără să ne dăm seama, noi comunicăm celorlalți ceea ce trăim și simțim și reprezintă un tezaur în noi. Cine tezaurizează în sufletul său valorile împărăției, valorile Evangheliei, chiar fără să-și dea seama, le va comunica celorlalți spre binele lor prin simpla sa trecere prin viață. Cuvânt final pentru tineri și seminariști mai ales. Dragi tineri, dragi seminariști, iubiți înțelepciunea și veți fi oameni împliniți. Nu trebuie să fiți în viață o copie a cuiva. Alegeți-vă ca modele de urmat oameni autentici, demni, dar nu trebuie să deveniți o copie a cuiva. Lucrați la ediția proprie, originală. Acesta este misterul și măreția omului. Vedeți, suntem cu toții modelați cam din același aluat. Dar slavă Domnului, suntem diferiți și ne realizăm fiecare în forme atât de uimitoare și de frumoase spre binele celor din jurul nostru, când lucrăm spre bine. Construiți-vă viața pe principii creștine, sănătoase. Aduceți-vă aminte de Dumnezeu în fiecare zi a vieții voastre. Consultați mereu cerul. Consultați mereu cerul. Visați la ceea ce este mai frumos, iar Dumnezeu va întrece cu mult, cu mult mai mult, orice așteptare a voastră. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat,
a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri. Șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Preacurata Fecioară și Mamă a lui Dumnezeu Maria este visternica harurilor cerești și regina Universului. Prin mijlocirea ei să-L chemăm acum în ajutor pe Fiul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, născut din Fecioară Maria, ocrotește Sfânta Biserică prin mijlocirea neprihănitei. Te rugăm, ascultă-ne! Vino în ajutorul celor indiferenți sau slabi în credință. Te rugăm, ascultă-ne! Descoperele celor deznădăjduiți bunătatea de mamă a Reginei Cerului. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca tineretul creștin să se lase educat de exemplu și grija mamei cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dispune inimile noastre să primească asemenea Mariei îndemnurile Duhului Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în poporul nostru simțământul de răspundere față de viața copiilor care trebuie să se nască. Te rugăm, ascultă-ne! Însoțește-i cu ocrotirea ta maternă pe toți tinerii plecați din sânul familiilor noastre. Te rugăm, ascultă-ne! Să adăugăm acum în gând fiecare intențiile bune cu care am venit în pelerinaj la Cacica. Ca Dumnezeu, prin mijlocirea Fecioarei Maria, să împlinească toate gândurile și intențiile noastre bune, să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, Tu ai dus la desăvârșire în Preacurata Fecioară Maria opera răscumpărării noastre. Fă-ne și pe noi părtași de harurile Tale, și du-ne la slava la care ai înălțat-o pe ea, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Și
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale, spre lauda și mâinile Dumnezeu Său, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici. Te rugăm, Doamne, să primești jertfa de împăcare și de laudă pe care o celebrăm în cinstea ridicării la cer a Născătoarei de Dumnezeu. Ia să ne dobândească iertarea păcatelor și să ne statornicească în necontenită aducere de mulțumire prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu Dumnezeu. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul pentru minunile săvârșite de tine în viața tuturor sfinților. Dar în chip cu totul deosebit, se cuvine să preamărim îndurarea ta împreună cu Sfânta Fecioară Maria, înălțându-ți din inim cântarea ei de mulțumire. Prin ea ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul și ai arătat puterea brațului tău întregii omeniri atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită ca prin ea să-l dăruiești neamului omenesc drept mântuitor pe Fiul tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă corurile de îngeri, care se bucură de-a pururi înaintea feței tale. Primește-ne, te rugăm, și pe noi, pentru ca împreună cu ei să te lăudăm cântând cu bucurie. Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind,
a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Iosif, și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de tot cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu Sfântul Maximilian Kolbe și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, să ne rugăm împreună spunând, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Chiar dacă s-a scos semnul păcii prin darea mâinii, putem exprima această pace unul cu altul și prin alt gest. Ne vom pleca capul în fața celui din dreapta și din stânga noastră. Așadar, în acest mod, dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Pentru primirea Sfintei Împărtășanii, căutați să rămâneți la locurile dumneavoastră și să vă apropiați în momentul în care va sosi un preot însoțit de un tânăr cu umbrela de culoare albă sau galben deschisă deasupra preotului. Dragi prieteni, suntem în transmisiune directă de la Sanctuarul Marian de la Cacica. După cum am ascultat și mai devreme, aici este momentul distribuirii Sfintei Împărtășanii. Tocmai de aceea vom face împreună și împărtășania spirituală. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție.
Dăm numai dragostea ta și fă-mă statornic pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc în totdeauna voința ta. Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, Tu ai chemat pe oameni la Tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile Tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul Tău. Ajută-mă să fac bine și cu evlavie această împărtășanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile Tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Continuăm așadar transmisiunea de aici, de la Cacica, de la Sanctuarul Marian. Spuneam că suntem la Sfânta Liturghie cu tinerii, seminariștii și persoanele consacrate. Sfânta Liturghie celebrată de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași.
Să ne rugăm. După ce ne-ai făcut părtași de ospățul ceresc, implorăm îndurarea Ta, Doamne, Dumnezeul nostru, ca să ne ferești de orice primejdie pe noi, cei care cinstim ridicarea la cer a Născătoarei de Dumnezeu, prin Hristos Domnul nostru. Acum, la sfârșitul acestei sfinte liturghii, îmi vine să exclam și mie, precum Petru din Ioară, pe muntele Tabor, ce bine ne este nou aici. Și este normal să fie așa, atâta vreme cât ești împreună cu păstorul, cu părintele provincial Damian, cu monseniorul Ionuț, care vine ca acasă aici, cu părintele decan, cu părintele Felix, care a venit cu flota de tineri, chiar în aceste vremuri de pandemie, împreună cu preoții din Bucovina și din alte regiuni, și nu în ultimul rând cu dumneavoastră, care ați lăsat casa pentru a veni la sanctuarul Maicii Domnului, iubit de creștinii, de pretutindeni din țara noastră. Iată, iubiți credincioși, un har, o binecuvântare. Mulțumesc pe această cale și tinerilor din Suceava, care au încălzit această sfântă liturghie cu glasurile lor, celor de la Ercis Media, care au ajuns cu mesajul nostru de speranță din Cacica, până în casele acelora care nu au putut să ajungă în mod fizic să fie împreună cu noi la aceste celebrări premergătoare hramului. Cu siguranță vor fi ca un suport și pe mai departe. Mă refer aici la privegherea Mariană de la orele 22, când vom merge în procesiune cu icoana, cu statuia Maicii Domnului, preasfințitul și preoții, și dumneavoastră pe o parte și cealaltă, stați pe loc cu lumânările aprinse. I-aș invita chiar și pe cei care ne vor urmări prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, acasă de unde sunt, în timpul privegherii Mariane, să aprindă și ei o lumânare din casele lor. Iată, cu aceste simțăminte de speranță, de credință, de iubire în suflet, îi mulțumim Maicii Domnului pentru acest pas duhovnicesc pe care l-am trăit în Cacica, și întotdeauna când ne va fi mai greu, să ne aducem aminte de momentele frumoase trăite aici. Înainte de binecuvântarea finală de la această sfântă liturghie, intenționam să spun un cuvânt de încurajare tinerilor, nu numai celor de la cor, dar toți cei care sunteți împrăștiați la distanță, că așa cer legile acum, dar m-au dat cata tinerii cu cântările de la Împărtășani, în special ultima cântare, și ei m-au încurajat pe mine și ne-au încurajat pe toți. Din suflet, noaptea s-o risipiți. Noaptea în suflet o aduce păcatul. Preacurata Fecioară Maria a stat departe de orice păcat și sufletul ei era curat. La capătul vieții Dumnezeu a înălțat-o la ceruri. Sărbătoare pe care o celebrăm în fiecare an la această dată. O rugăm pe Sfânta Fecioară Maria să ne ajute pe toți să înlăturăm din suflet noaptea răului, păcatului, și să trăim cu bucurie credința această noapte sfântă și ziua de mâine. Acum, cei care sunteți așezați, vă invit să vă ridicați ca să primiți binecuvântarea de la sfârșitul acestei sfinte liturghii. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului.
să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.